Topirea bruscă a zăpezii și implicit creșterea debitelor râurilor și pâraielor din amonte de barajul Măneciu au dus la formarea unei breșe în baraj de aproximativ 4 metri, care se mărește la fiecare minut, producând astfel o undă de viitură, al cărui debit este în continuă creștere. Apele învolburate ar putea ajunge în vălini de munte în doar o jumătate de oră. Din fericire, vorbim doar despre o situație ipotetică gândită de ISU. Reprezentanții Comitetului pentru Situații de Urgență au efectuat și un exercițiu de evacuare în acest sens. Mai întâi au dat alarma. De specialiști care evaluează activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Ei vor face o evaluare și vor vedea toate zonele inundabile dacă primăria și Comitetul Local pentru Situații de Urgență are lista cu persoanele care nu se pot evacua singure, unde sunt copii, dacă sunt școli și grădinițe în zona inundabilă. În timp ce în zona barajului, comitetul evalua amploarea evenimentului care putea degenera într-o calamitate, la primărie era alertă de gradul 0. Forțele de ordine au mers apoi la liceul din localitate, unde i-au evacuat pe profesori și elevi. Acest exercițiu este pentru a conștientiza populația din zona inundabilă, dar și comitetele locale pentru situații de urgență care vor fi afectate în cazul unei avarii la barajul Măneciu. În fiecare localitate din avalul de barajul Măneciu sunt specialiști care monitorizează activitatea Comitetului Local pentru Situații de Urgență, dar și dacă populația știe ce înseamnă semnalul de dezastru, adică acele 5 semnale de câte 16 secunde cu o pauză de 10 secunde între ele, dacă știe că într-adevăr când au de acel semnal că trebuie să evacueze într-o zonă înaltă. Potrivit scenariului, în zona localității Vălinii de Munte, aproximativ 96 de gospodării au fost afectate de unda de viitură, 6 persoane fiind date dispărute. Sperăm că niciodată nu vom participa la o situație reală. Utilitatea acestui exercițiu o regăsim inclusiv la nivelul localităților care ar putea fi afectate de valul ce ar porni în cazul în care apa prin acea breșă s-ar scurge către localitățile din aval. Vrem foarte mult să vedem cum funcționează comitetele locale pentru situații de urgență, cât de pregătite sunt localitățile pentru asemenea situații. În scopul atenuării undelor de viitură, personalul barajului a gândit și o serie de proceduri specifice de golire controlată a acestuia. Barajul Măneciu are un volum mare de apă, așa că fisurarea lui ar fi o catastrofă. Ca și volum, are 38 de milioane de metri cubi. În general, exploatarea lui se face undeva la 50-60% din capacitate. Au fost perioade în care am avut, să zicem așa, un volum mai mare în el. Se situează, să zicem, pe la mijlocul, ca din punct de vedere al volumului de apă, este undeva la mijlocul listei a barajelor din România. Asta a fost principala lui menire, să limiteze efectele inundațiilor care se produceau pe Valea Teleagenului. Nu știe nimeni. La o viitură mare, când nu se poate da drumul, că se umple aproape plin, văile mai după jos vin mari și apă multă se duce spre Ploiești și aici ar putea întâmpla ceva. Asta nu se știe niciodată. Stați în zonă, v-ați gândit vreodată la un posibil scenariu negativ? Nu m-am gândit, dar te aștept la orice. Toată comuna e inundată, da. Eu stau Pacia, era Popodeni. Ar fi o catastrofă. Da. Prăpăd aici în jos, cred că termină până în Ploiești. Astfel de exerciții vor mai avea loc, așa încât militarii de la ISU și reprezentanții comitetelor pentru situații de urgență ale primăriilor din zonă să poată interveni eficient în cazul unei avarii reale la barajul din Măneciu.